facem la TVG ca să uimim juriul. Păi nu știu, bunica spuse de și prăjituri cu mac, și cozonaci, și tort. Cușma lui Guguță, Napoleon, dar sunt prea complicate pentru noi. Păi atunci haidea noastră preferată. Fursecuri cu nuci. Atunci hai la bucătărie. De acord. Pentru rețeta noastră avem nevoie de 2 ouă, 200 grame unt, 200 grame zahăr, 200 grame miez de nucă tăiat, 400 grame făină și gem de meură. Pentru început, călem untul de gaie până se topește. Nu este nimeni în față, lume. Separăm albușurile de găbinuș. Pe nimeni nu țin mânie, lume. Place să petreacă dorule, de nevoi să le mai treacă dorule. Nu e om ca moldoveanul. Adăugăm făina și frământăm aluatul. Mulume lume, mule place voia bună, dor și dor măi, când se adună împreună lume lume. Oameni buni, oameni de viață, dor și dor măi, nu le stă nimeni în față lume lume. Când aluatul se odihnește un pic, albușurile le batem spuma. Poluat, facem biluțe mici, le tăvălim prin albușul spumă, iar apoi prin miez și le punem pe tavă. Moldoveanu-i primul lume, dorule, nimeni cu el nu se pune, dorule. Adună cu tot neamul lume lume. Mule place voia bună, dor și dor măi, când se adună împreună lume lume. Oameni buni, oameni de viață, dor și dor măi, nu le stă nimeni în față lume lume. Chiar e distractiv, am făcut găuri în fiecare fursec. Pe nimeni nu țin mânie lume lume. În cuptorul înferbântat la 180 de grade, timp de 20 de minute, până când miezul capătă o nuanță aurie. Când intri la el în casă, dorule, te pune cu el la masă, dorule, nu te lasă să mai pleci, dorule, cu el vrea să te petreci, dorule. Nu e om ca moldoveanu, dor și dor, măi, că se adună cu tot neamul lumei. Ce aromă, chiar sunt minunate. Vă spunem, poftă bună!